Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de seria noastră de survival. Hai să continuăm. Deci ultima dată vreau să suntem aici. Eu vreau acum să nu mai facem atâtea case și atâtea chestii care nici măcar nu o să le folosim. Vreau să ne încadrăm pe design la ce am făcut până acum. Adică uitați cât de urât arată. Și aici nici măcar nu plutește. Adică chestia asta plutește. Deci ne axăm un pic pe design în episodul acesta. Deci ce vreau să facem acum e să facem niște fensuri, dar nu avem lemn, așa că va trebui să mergem să luăm niște lemn. Foarte repejor, dar o să iau de mai departe un pic pentru că stricăm deja prea mult și asta nu-i foarte bine pentru că am trei copaci, stați așa un pic. Unu, doi și trei, presupun, așa. Deci, mergem aici și o să pun aici. Ceva de genul, cred că ar trebui să meargă. Și acel porc vine după mine. Și, wow, ne-am întâlnit cu un porc. Salut, porchi! Nu o să-l omorâm, mai mult, dar și vrea să-l îmblânzesc. Deoarece ne trebuie un porc să-l îmblânzim, dar nu acum, un pic de lene. Un pic mai multă lene, să zicem. Ok, acum mergem acasă și avem destul de să construim cu el. Deci ce am zis că vreau să fac? Să fac design în episodul acesta. Așa că haideți să ajungem acasă fără să ne rupem vreun picior și facem design. Dar în primul rând vreau la terasa asta, că arată urât, adică lupește, știți, și chestii de genul. Ia, facem niște bețe avem, stați, bețe avem. Așa. De fapt, nu cred că ne trebuie așa de multe. Să fac 8 și gata. Și 8 de astea. Așa, ajung. 50 ajung foarte lejer. Deci, o să fac în fiecare colț. Ceva de genul, să țin, adică să fie ținut de ceva. Adică nu, să nu pătească, v-ați prins. E ciudat, plotește și... Tot așa. Perfect. Fuck. Ceva de genul și încă o dată de aici. Oh my god. Perfect. Ca să fie ținut de ceva, să aibă un pic de logică și jocul ăsta, știți ce zic? Perfect. Look at this, guys. Așa o să fac și pe margine aici, ca să arate. Na, frumos! Deci, în sfârșit, această terasă este ținută de ceva, deci trebuie să sărbătorim. Nu, acum nu mai stă în aer, mai plutește. Și terasa asta chiar a fost o idee destul de bună, sincer. N-am crezut că o să vină vreodată ideea asta. Dar m-aș muta într-un biom nou, deoarece deja biomul ăsta sunt prea mult timp în el și... Dacă m-aș muta, gândiți-vă că ar trebui să-mi las tot ce mi-am construit pe aici. Tot. De mi-e foarte greu să... Na, mi-aș face oricum chestia asta înapoi. Când aș avea 40 de episoade, mi-aș face, dar din 20 în 20 de episoade ne mutăm, știți? Chestia destul de stupidă, da? Nu, nu o să ne mutăm. O să facem aici ca un fel de terasă, dar avem nevoie de mult cobblestone. De fapt, o să minesc ăsta. Avem nevoie de mult cobblestone ca să facă un fel de terasă. Adică nu terasă, să fie ca un fel de acoperiș așa pe aleea aceea, care am făcut-o acolo. Dar cineva se plimbă cu o roabă, aparent, prin fața blocului și e enervant rău. Dar nu avem ce să facem. Câsâfâ, n-ai câsâfâ. Așa, ați.
Acum am trebuie să facem ceva de genul și avem perf, perf, perf. Spuneați că de aici, oare? De acolo, de sus. Sau, ia stați așa, stați așa. Unde sunt alea? Uite, astea sunt. Vedeți? Asta e problema aici. Deci trebuie să facem ceva de genul. Așa. Ceva de genul și se plimbă careva cu o roabă, un boschetar, ceva, presupun. Cu o fucking roabă prin fața blocului. Cred că e XP Gamer HD căutându-și de mâncare. Glumeam, lol. Bă, ești nebun! Ce enervant! Și glumeam în privința cu XP Gamer. Pare un tip de treabă, doar pare, având în vedere că au zis că și-a luat vagban din cauza mea, când nici măcar nu era vagban, ăla era Overwatch. Având în vedere că au zis chestia asta, mă gândesc că e destul de treabă, nu? Voi ce ziceți? Destul de treabă? Oh my god. Să zici că e închis aici, nu mai gata, n-aveți voie. A, de ce s-a spus să ningă fix când eu lucrez? Da, de ce? Așa. Sper să nu se umple aleea de zăpadă până termin eu de lucru. Se umple de fucking zăpadă și e enervant. Nice. O să umple, cred că are asta de zăpadă și o să fie enervant rău, dar nu-i bai. Da, nu-i bai. O să trebuiască să mergem după asta, stăm în casă, pentru că asta ninge, nu plouă. E ora 2:50 și e destul de obosit. Dar trebuie să-ți faci jobul de YouTuber când ești YouTuber. Nu că ar fi un job sau ceva, dar trebuie să faci, trebuie să lucrezi, trebuie să nu te lași, trebuie să fii tare, mă, să fii tare, asta e. Și, da, deci cea între plouă, dar o să facă un fel de alee și oare genul să cobori aici, o să acopăr, logic. Logic, o să acopăr. Și acum voi urca sus pe terasă. Cam ciudat să mor pe terasă, dar nu contează și acum facem așa. Gata! Yay! Și acum stăm pe terasă aici, mâncăm, nu știu ce, și după când venim de pe terasă, nu suntem obligați să trecem prin zăpadă, da? Aici arată ciudat aici. Ceva e genul? Nu știu. Habar nu am, nu mă mai întrebați, dar oricum o să lăsăm ceva de genul și aici o să spargem. De zăpadă, uitați câte zăpadă e pe aici, vedeți? Și aici e zăpadă și nu, zăpada asta nu trebuie să fie aici, adică aici nu, n-are cum să ningă aici. Afară unde ninge, da, să rămână zăpada, aici nu rămâne și o să arunc imediat, o să fac o groapă ceva, o să iau lavă de acolo. În episodul următor și o să fac un fel de coș de gunoi, dacă știți ce zic. Deci, hai să mergem să facem coșul acela de gunoi. Bă, aici ninge. Nu știu de ce am. Gata. A, uite și pe aici. Gata. Am rezolvat faza cu soarea. Aici ninge. Și aici ninge. Aici nu ninge aici. Gata, acum mergem să facem coșul acela de gunoi, care va trebui să mergem jos ceva mai mult. Am măcar o găleată așa. Ue... De fapt, stai, nu-i pe aici. De ce? De ce mă încurc atât? Pe aici, cred că e. Pe aici. Pe aici, pe aici. Pe aici. Pe aici. Da, pe aici. Yay! Am reușit să găsesc. Dați seama când e îmburligat, poate să fie gata, am luat lavă și acum mergem. Și o să fie ca un fel de coș de gunoi, adică să încercăm să nu ia foc casa, în primul rând, pentru că știți că poate să ia foc casa de la chestia asta, dacă e casă de lemn și noi avem casă de lemn.
Așa că va trebui să fim foarte, 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 foarte atenți. Olo. Olo, am pus-o din greșeală. Acum, ultima dată, prima dată am vrut să mă joc, după aia am pus-o din greșeală. Da, e foarte mult de urcat, dar e și logic. Când ai o mină așa de mare, e și logic să fie mult de urcat, adică doar nu vrei să zbori, așa. O să punem lângă apă pentru că să fim siguri că nu. Și știți ce o să facem? O lăsăm așa. Dar nu, că s-ar putea să ia foc. O să-mi și mai jos. Gata, așa mai destul de jos. Și aruncăm toți bulgarii de zăpadă. Gata. Mergem să luăm tot ce am aruncat pe aici, că o să rămân aici și n-arată frumos. Adică, nu. Gata, cred că am luat tot. Ah, aproape tot. Gata. Mergem acum și aruncăm înapoi în guș, în gunoi, în gunoi. Gata. Să și scriu cu un de la asta, așa să-mi pun toate lucrurile înapoi în inventar. Gata. Și cu un de ăsta, o să scriu aici. De fapt, stai, nu aici. O să plece la dracu. Ah, ba nu. Coș de gunoi. Așa. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod din Minecraft. Vreau să mai fac ceva înainte să încheiem episodul, cum zic eu, episodul. Ce fare genul? Să fim mai atenți să nu picăm acolo. Da. Sper că v-a plăcut acest episod, fraților. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe la canal dacă mai vreți să continuăm această serie de survival mirobolantă. Deși deja avem aproape 20 de episoade, eu zic că merită să o continuăm fără nicio problemă, deci ne vedem data viitoare. Bye, bye!